Ce înseamnă mort față de lume? La un călugăr bătrân și înduhovnicit s-au adunat mai mulți creștini pentru cuvânt de folos. Un om care își dorea mântuirea zise pusnicului: Preacuvioase părinte, spune-mi, te rog, cum să înțeleg îndemnul Sfântului Apostol Pavel care spune: Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda fără numai în crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea s-a răstignit față de mine și eu față de lume. Zisa lui pusnicul: Mergi, frate creștine, la cimitirul din vale și ocărăște morții de acolo cum vei ști tu mai bine și apoi să te întorci la mine. Făcând ascultare, creștinul merse la cimitir și începu a ocărâ mormintele, bătându-le cu pietre și strigând: Ocară vouă, putreziților, mișeilor și păcătoșilor, roșilor de viern, nenorociților! Și așa mai departe. Și așa făcu creștinul o zi întreagă și apoi se întoarse la bătrânul călugăr. Acesta văzându-l, l-a întrebat: Ce ți-au răspuns morții când îi ocărai? S-au supărat pe tine? Te-au ocărât și ei? Nimic n-au spus, nu m-au ocărât, nu s-au supărat, răspunse creștinul. Zisa lui pusnicul: Du-te, fratele meu, din nou la cimitir și slăvește pe morții de acolo, laudă și fericește-i cum vei ști tu mai bine și mai frumos. Se duse din nou creștinul la cimitir și făcu precum îi porunci bătrânul, zicând: Laudă vouă morților, slavă și cinste dreptilor și credincioșilor, sfinților și virtuoșilor. Săvârșind porunca după o zi întreagă de laudă, se întoarse la bătrânul pusnic. Zise lui pusnicul: Ce ți-au grăit morții când îi slăveai, lăudai și cinsteai? Nimic, răspunse creștinul. Acum, dragul meu, ai înțeles cuvintele apostolului Pavel, gândind la morții care au tăcut și când îi lingușeai și când îi ocărai. Dacă voiești să te mântuiești, fă și tu asemenea lor. Aceasta este însemnătatea cuvântului prin care lumea s-a răstignit față de mine și eu față de lume. Adevăratul creștin în felul acesta trebuie să fie, mort față de lume, față de ispitele ei, față de amăgirile ei, prigoanele ei. Această pildă lămurește cum să înțelegem să devenim morți față de lume, cum să facem exercițiul smereniei față de ispitele vieții și care este perspectiva noastră în raport cu ocara sau lauda din partea lumii.